Mi-a răsărit o postare săptămâna aceasta de la un expert în domeniul digital. Tu îl cunoști pe Dumitru de mai mulți ani și eu. Dumitru a crescut așa încetişor, an de an, și a creat această imagine de specialist în domeniul digital, fiind și bun și pe marketing, și pe social media. Și ne-am gândit, am văzut această postare, noi putem să arătăm, Cristi, postarea asta. Mi-a atras atenția această postare pentru că Dumitru, care ar fi trebuit să ne povestească nouă cum rupe banul acum cu toporul, ne spune că oricine a fost afectat. Sau, de exemplu, la nivel carantina e criză sau oportunitate, ne spune el. Global urmărim că peste 5, 10, 15% din populație au pierdut jobul de bază sau au fost nevoiți să se reprofileze. Okay. Okay. Și ne povestește din propria lui experiență ce a trebuit el să facă, ce a trebuit el să revizuiască, să reconstruiască, să reconceptualizeze ca să se ajusteze aceste pandemii. Și eu stau și mă întreb, da, mă, dacă și pe digital, da, mă, dacă și pe online nu trebuie să faci lucrul ăsta, atunci nu mai știu cui, atunci e bine în această perioadă. Digital, asta de la digital? Nu știu, să întrebăm pe Dumitru. Nu, asta înseamnă, eu știu, este o femeie care se ocupă de digital. Uh-huh. Face machiaj acolo. Machiaj la unghii, da? Machiaj la unghii. Păi obsește fețe amuzante. Hai să-l întrebăm pe Dumitru. Hai să luăm legătura, să vedem dacă el e gata. Cristi, dar fă o cadratură mai... Să nu-i fie rușine dacă ne vede James Cameron. Așa, perfect. Amuș, Dumitru, întrebăm. Amuș, că ești... Așa. Ok, perfect. Cred că suntem gata. Putem să trecem. Noi ne auzim, ne vedem. Noroc, Dumitru! Voi vă auzim, ne vedeți. Bună seara, noapte bună, bună ziua, adiu, ne vedeți! Noroc, Dumitru! Pentru cei care încă n-au apucat să te cunoască, tu ai un cont de Instagram în care povestești tot felul de experiențe ce țin activitatea ta în domeniul digital. Ia să ne spui dacă la acest capitol, adică tot ce este legat pe online, ce ai simțit tu de fapt odată cu venirea acestei pandemii? Iată, tu ai și propria ta afacere, dar tu și consult și pe alții. Ce ai simțit tu? Eu vreau să vă spun că am avut privilegiul, norocul, să am 3 proiecte și am avut un fel de așa, ocazie să trec prin 3 experiențe concomitent. Am un proiect care îl dezvolt cu elevii și acolo am murit, în sensul direct a cuvântului, câteva zile înainte să lansăm proiectele, investițiile făcute au fost necesare de stopat, de blocat în sensul direct. Și atunci trebuia să dăm o parte din echipă posibil afară, o parte să reprofilăm pe intern. Și intervine a doua direcție de digital comunicare, unde noi promovăm alte afaceri să facă social media. Aici a fost o leacă mai bine. Dar paradoxul care pe mine m-a mirat este că noi suntem destul de lenoși. Eu sunt lenos. De ce? Pentru că nu cred că voi în Canada, cu siguranță, consumați, nu știu, instruirile online sau toți intră pe diverse site-uri unde poți trece MBA-ul sau să termini universitatea online. Uh-huh. Noi ne-am confruntat că noi 2 ani în urmă am înregistrat niște cursuri online, dar nu le promovam. Și aici ca o chestie care am avut un insight este că contextul cultural care noi trăim nu presupunea că oamenii să fie gata să treacă, să consume instruirile online. Oamenii vreau touch-ul ăsta, vreau să fie alături de tine, uh-huh, să te vadă, să te jiu, să te vadă cu eu dat bani. De ce aici intervine momentul că noi am suferit vreo 2 luni de zile până când de acum un pic ne dezmorțăm pentru că toți au contribuit ca oamenii să înceapă să plătească cu cardurile livrările mai activ, să plătească instruirile, ca chiar și companiile solicită instruirile corporative prin Zoom, prin alte aplicații care presupune instruirile online. De ce? Eu am fost destul de mirat, șocat și bucuros că cumva criza asta a fost pentru mine pe de o parte oportunitate. Dar au reușit și să ne dea un șut așa, dintr-o parte, neșdanci, cum se spune. Dumitru, dar care e a treia direcție? Tu ai spus prima direcție instruirea copiilor, a doua direcție cursurile online, dar a treia direcție? Și agenția. Agenția am avut probleme, un paradox, inclusiv la agenție, noi am avut că oamenii au mărit bugetele. Adică ceea ce ați menționat că... Serios? Da, oamenii în Moldova, deci noi am pierdut vreo 8% din clienți în luna martie. În luna aprilie s-au adăugat încă vreo 3%, iar marea majoritate a clienților, ca să vă dați seama, bugetul de promovare în Chișinău a unui business mediu este între 200 de euro 5,
500. 2500 de euro e o normă ca afacerea ta să fie vizibilă cât de cât în Moldova. Pe lună, pe lună. Noi vorbim de buget lunar. Bugetul care îl dai la Facebook. Ok. Dacă vrei în Google, trebuie să dai și la Google încă vreo 200. Uh-huh. Dacă vrei Instagram, și la Instagram. De aceea, marketingul cumva vreo 500 de euro medie de buget, businessul mediu. Respectiv, o crescut bugetul cu vreo 2-300 de euro pe o lună, două. Acum revine înapoi, pentru că s-a eliberat o nișă foarte mare. Deci multe afaceri nu și-au dat seama că criza și digitalizarea este inevitabilă. Noi suntem inevitabili, noi trebuie să trecem pe online. Noi următorul an de zile, noi nu putem să nu fim în online. Gata, uh-huh. Adică dacă în luna martie încă auzăm printre colegi ceva de genul hai să mai așteptăm un lecție extra criza asta, noi ne dăm seama că e n-o streacă, eu să continui, forma clasică în care am fost, noi și-am trăit ghinișor, minim peste un an după mine o să fie, de aceea afacerile revin și concurența la publicitate crește. De aceea e o oportunitate pentru afaceri tare mari. Eu vreau să mă întorc la șut. Mi-a plăcut ideea de șut în fund primit. Eu personal am trecut printr-o, și până acum trec printr-o perioadă în care înțeleg că e tare de vreme de tras concluzii. E ca un sinus care ne poartă. Dacă în februarie noi încă râdeam de acest virus, vai ce e asta, ha ha ha, corona, este bere, este virus, ce e asta, în martie chicăm în pământ, ne speriem, copiii la școală, după asta în aprilie n-am înțeles ce facem copiii când mai ieșim și distracțiile oferim, în mai înțelegem că stai puțin, poate lucrurile nu sunt așa de grave, ar trebui să găsim în noi resurse interne. Pentru tine acest șut în fund, la ce gânduri și transformări emoționale, personale te-au împins? Noi am fost nevoiți să luăm inima din și să spunem pe de o parte. Și când zic noi, o să îmi permit să vorbesc din perspectiva mea inclusiv și a câtorva colegi din preajmă care comunicăm în industria date, este că un lucru interesant, angajații îi privești prin altă perspectivă. Pe de o parte, parcă e nevoie de angajați mai buni și în contextul în care trebuie să optimizezi afacerile, tu deja nu mai poți să nu atragi atenția că a venit la lucru, lucrează, nu știu ce faci acolo. Respectiv, șutul ăsta mi-a dat seama mie în afacere că multe procese care nu le vedeam, eu trebuie să trag o atenție mai mare și angajații trebuie să crească mai bine în expertiza lor. Și aici chiar e un accent foarte, foarte important. Adică, într-un cuvânt, nu o să primească să hălturești la lucru, uh-huh. Pentru că deja ești vizibil, deja șeful numără fiecare bănuț. Deja nu mai este pe cine ești pentru cafea. Minimul în martie la noi nu a fost. În fiecare lună era. Adică deja cumva ești mai conștient, înainte cumva așa, era o chestie de la, de la lună la lună, cumva trăim, cumva existăm. Acum, parcă posibil va fi o ocazie să fim o afacere mai conștientă. Mm. Adică sau te închizi sau existi. Dumitru, eu știu că tu recent oferise un webinar gratuit pe tema Instagramului, utilizării potențialului Insta Stories și sunt chiar foarte curioasă cam câtă lume din cei care au participat vin din diaspora, adică cât de solicitate sunt serviciile tale pentru cei care de fapt se află în străinătate, dar sunt cetățeni ai noștri. Da, am avut cursul de Instagram, dar vreau să vă spun mai mult. Jumătate din clienții noștri vin cu întrebare. Dima, spune-mi te rog frumos. Cum pot eu face așa ca eu să găsesc pe oameni din diaspora cu publicitatea mea acolo? Mm. Adică vorbim de diaspora, dar o parte din afaceri mizează pe veniturile care ei le fac acolo, pentru că, spre exemplu, $20 în Moldova și $20 peste hotare, e valoarea un pic diferită, da? Adică la nivel de concept. De aceea, noi avem o creștere foarte mare din diaspora. Noi am avut 1900 de înregistrați la eveniment, cred că peste 300 au fost din diaspora. Uhum. Dintre care, inclusiv și clienții noștri, sunt deja în ultimele luni, vreo 50 de clienți minim sunt din diaspora cu siguranță. Deci sunt afaceri locale moldovenești care caută să aibă clienți în diaspora și obțin. Jumate, da. Sunt fotografii, da. Sunt fotografii cate, fotosesiuni, peste hotare, toți care prestează servicii de instruire, cate, peste hotare, toți care vând case, avem agenții, avem companii care vând apartamente, noi vindem, pentru că vă spuneam, una din direcții este agenția, noi vindem pentru diaspora, pentru că el lucrează, face bani și eu îl găsesc acolo, îi dau interes și când el vine de Paște de Blăjâni. Dumitru, clienți acasă, politici, aveți? Și? Politicieni care vor promovare pe Instagram, pe TikTok, aveți? Nu. Am consultat, dar nu aveam.
Aha. Eu vreau să te mai întreb un lucru. Andrei, e o filieră destul de specifică, asta e un fel de regulă etică în activitate. Dacă te bagi încolo, e destul de greu să ieri. A, da? Ok. Asta înseamnă că decizia îți aparține și ție. Tu ai niște reguli de care ți iei și tu n-ai vrea să intri în lumea așa. Da, pentru că poți să pierzi, deci pe termen scurt poți să câștigi de 10 ori mai mult decât toți, iar pe termen lung poți să pierzi peste noapte. Dacă te-aș întreba pe tine, Dumitru, care este atuul tău principal? La ce ești tu, de exemplu, foarte bun în cazul în care, iată, se uită la noi niște oameni, au o mică afacere, încă nu și-au dat seama ce să facă pentru ca să o ducă mai bine în această criză. Iată, tu, de exemplu, la ce poți să le fii lor de folos? Mie îmi place să mă gândesc la oameni. Eu am observat lucrul ăsta că o greșeală mare care o fac antreprenorii care se promovează, ei cred că pe partea cealaltă de telefon stau oameni proști. La ce mă refer? Să-mi cer scuză. În contextul în care tu pui o publicitate sau faci o postare pe Instagram, pe Facebook, și ți pare că ei spui like sau ei trebuie să cumpere sau orice acțiune ta în online trebuie să fie din partea lor, așa care stau parcial în telefon, cu acțiune conversională pentru tine. Dar tu niciodată like nu pui. Tu niciodată nu pui like, nu scrii comentarii. Deci noi, de fapt, după cultură, suntem tare pasivi. Parcă Zucker ne-a dat la tăți câte 500 de like-uri pe an și-o zică, ia, dacă e cheltuie, să vezi, să primești. Dar când ei fac postări, îi spun, Dima, dar ce nu-i profesie? Deci ea, când noi intervenim într-o afacere, noi intervenim nu cu... avem o chestie care putem să ne permitem, noi nu ne temem să pierdem clientul. De ce? Pentru că eu vreau să discut cu tine la elementul de... Dacă realizezi tu că când vii în online, asta nu e un fel de venit, ai pus anunțul și oamenii tăi să-ți fugă. Înainte poate erau chestii, făceai concursuri like and share și crește audiența cu 200.000. Azi oamenii au devenit mai reticenți. Unu, doi, mai mult oameni sunt. Noi avem peste 1 milion și ceva de utilizatori Facebook. Deci eu zilnic asupra mea se supune tare multă presiune la nivel de content. De aceea publicitatea azi nu este pur și simplu bus post $5 pe zi Moldova World 665. Asta e cea mai mare greșeală care fac. Deci noi trebuie să facem smart marketing în care să țintim audiența și dacă, cum spuneam, inclusiv diaspora sau inclusiv cele mai scumpe în online sunt femeile cu vârsta cuprinsă 20-45 de ani din Chișinău. Eu cei mai scumpă! Așa cât dai, Dumitru? Cât dai? Spune! Uite, de ce cei mai scumpi, inclusiv și în viața noastră, dar în online ca utilizatori, pentru că acest tip de audiență îi se vinde tot, începând de la pentru copii, pentru dânsa și pentru bărbat. Astea sunt femei care au început să câștigi bani și care decid pentru bărbați unde să cheltui bani. Deci noi când targetăm, femeile sunt primele în care noi... E bună chestia asta, dar îți dai seama, dacă te ajungi că anul viitor ați fericit de 8 martie și zic, na, dar tu ești pentru mine, viața mea, tu ești cel mai scump segment de piață. Serios, e că dacă stau să mă uit pe stradă noastră, numai că eu, vezi că... Sub să avem o vecină de 56 de ani. Tu trebuie să te grăbești puișor, că nu ne-au mai rămas mulți, mă înscriu în această categorie. Uite că ești segment de piață. Dumitru, dacă tot ai menționat... Ultima întrebare. Explică-ne și nouă, care-i faza cu aceste concursuri de like, tăguiești un prieten, followiești pe cei care eu îi followesc și ai șansa dintr-un milion să câștigi un apartament. Asta e test IQ. Care-i faza, care-i schema asta? Ce este? O piramidă financiară? Despre ce este vorba? De ce ne-au nebunit pe noi acum toți influencerii ăștia cu mulți oameni cu aceste concursuri stupide? Dar nu i-am plas. Ia-mi las, ia stai să explic. Eu vreau specialistul să ne explice. Ia spune. Eu am două păreri. Da. Prima este una destul de corectă ca instrument. Deci concursurile nu oferă vânzări. Concursurile oferă vizibilitate. Tu, spre exemplu, dai 500 de euro, 1000 de euro, ești sponsor la o mașină sau un apartament și ție peste noapte îți vin 50.000 de followeri. Greșeala care este că ți-ți pare că ăștia 50.000 de followeri o să rămână. Și atunci tu te trezești că peste o lună de zile tu n-ai 50.000 de followeri. De ce? Pentru că tu nu lucrezi cu dânșa. Adică ți-a părut că ea se vină și ea se înceapă scumpere. De aceea când noi vorbim de concursuri like and share, apropo, regulamentul Facebook este interzis. În postări se folosește formularea like and share, mai post sau ce. Este regulament. El poate să blocheze trei pagina din cauza asta. Oh, wow! Deci, dar Facebook, dar pe Instagram? Okay. Ужасно. Instagram, cu siguranță, are, nu, momentul vine că el poate să-ți facă unfollow la tare mulți, în Rusia a fost chestia asta, dacă nu și poți curăți audiența. Deci sunt reguli că nu se permite harassment-ul, dar mass following-ul este un fel de harassment. Deci eu nu sugerez, pentru că îi spunem noi contest hunter,
Sunt băieți, fetițe, doamne, domnișori, bărbați, femei care participă la concursuri la TED. La TED. Vânători de concursuri, da. Acolo, apartament sau noi avem mașină. Sonia în casă. Are 12 ani, e participă pe Instagram. Da. Așa, așa. Și acești căutători de comori gratuite, ei de fapt migrează de la un influencer la altul, dar ei nu prezintă un potențial interesant ca spre și cumpărător, da? Da, da, da. Da, și ei îți strică ție audiența. Adică data viitoare, când tu faci o postare, Facebook are așa numiții ambasadorii brandului. Respectiv, el când arată la aleatoriu, nu știu câți acolo, 100 de oameni, dacă la tine din 100 de oameni sunt 50 de participanți la precedent concurs, e normal că nu vor da like sau să cumpere rolete, porți, ferestre, nu știu ce mai vin acolo. Respectiv, Facebook-ul vede signal că contentul tău nu este relevant pentru audiența ta. Și el se minimalizează impactul organic. Uh-huh. Și atunci tu ți-ai omorât singur de sinistrător, dând 1000 de euro pagina. Dacă o faci conștient și știi că asta nu o să aducă, dar să-ți dai swipe up în Instagram, atunci are sens. Dar dacă tu genul mărești pentru că nu de marketing și vrei vânzări, puțin probabil. Dumitru, a fost taman, o plăcere să stau de vorbă cu tine. Cu siguranță mi-ai trezit pofta să stăm de vorbă și în afara emisiei. Tu cunoști o grămadă de lucruri despre sfera asta. Ești o mini-enciclopedie pe două picioare. Eu sper la un moment dat să fii recunoscut chiar ca un guru local, dacă încă nu ești. Și noi nicăși. Noi o să facem la grafic, eu spun. Sper să mai avem ocazia să discutăm pe aceste teme. Eu cred că ele sunt actuale și necesare pentru toată lumea, pentru că acum digitalizarea este, hai să zicem, aproape o prioritate pentru activitățile noastre, ale tuturor, indiferent că avem business-uri sau avem pur și simplu servicii pe care le oferim așa la o adică. Mulțumesc, sănătate și mult succes! Vă mulțumesc mult pentru invitație și la toți followerii voștri, sănătate, like-uri, share-uri. Vezi, mamă, dacă cunoști, sănătate la toți followerii. Și like-uri, share-uri. Dumitru Talmazan, am stat de vorbă cu el, este un specialist în domeniul digital, este bun în multe segmente, tot ce e legat de digital, deci nu e vorba doar de omul care o să vă spună cum să vă găsiți audiența și cum să plătiți un ban corect ca să vă vină mai mulți vizitatori pe pagină, el o să, probabil o să vină cu o analiză mult mai amplă, dar rămânând la tema concursurilor. Acest